Jandarmii Câmpul Ungeni desfășoară activități de remarcat. Marți seara, membrii echipajului de jandarmi din cadrul detașamentului 7 Câmpul Lung, aflați în exercitarea atribuțiilor la manifestarea cultural-artistică Târgul Anual din Comuna Dârmănești, satul Piscani, în timpul patrulării au observat un portofel abandonat. Jandarmii au ridicat portofelul, constatând că în interiorul acestuia se aflau mai multe documente personale, printre care cartea de identitate, precum și o sumă de bani. Aceștia s-au deplasat la adresa din actul de identitate, astfel restituindu-se portofelul pe bază de proces verbal persoanei care îl pierduse.